4 lei pentru o singură gaură de balama. Atât a ajuns să ceară comercianții în ziua de azi. Rămâi cu mine până la sfârșitul acestui tutorial și îți promit că vei învăța în mod gratuit cum să efectuezi sute de găuri pentru balamale. De asemenea, vei învăța cum să trasezi pentru ele, cum să găurești pentru balamale, cum să le montezi, cum să le asamblezi și, bineînțeles, cum să alegi cele mai potrivite balamale pentru proiectul tău. Dacă vrei să susții acest canal, lasă un comentariu, un like, un subscribe și vezi că ai și un buton de mulțumesc. Iar acum, să trecem la treabă. O să-ți prezint nu una, ci trei modalități prin care eu efectuez aceste găuri pentru balama. Indiferent în care dintre cele trei variante ne aflăm, primul pas pe care trebuie să-l facem este să alegem cu atenție, cu grijă, spatele ușii a frontului și latura corectă pe care se vor efectua aceste găuri. Prima cotă ce merită notată și reținută este 21,5 mm. La 21,5 mm trasăm de fiecare dată din muchea principală a ușii. Iar pe latura aferentă înălțimii viitoarei uși, obișnuiesc să trasez din extremitățile acesteia la o cotă cuprinsă între 80 și 100 de mm, așa cum am notat și cu markerul pe spatele acestui panou de ușă din imagine. În prima versiune voi executa gaura cu ajutorul bormașinii și a unei freze cu diametru de 35 de mm. Pentru această freză vei găsi link în descriere. Am introdus cu atenție freza în autofiletantă și o să încep găurirea efectivă a panoului de ușă. Marele secret al acestei operațiuni este următorul. Pătrundem în material cu freza puțin câte puțin până ajungem la adâncimea dorită. Iar un indiciu valoros care ne spune că adâncimea găurii este suficientă este momentul în care vedem că freza se afundă în totalitate cu zona deținută de cuțite. Dar, pentru a fi mai siguri, verificăm cu ajutorul instrumentelor din dotare dacă adâncimea găurii tocmai efectuate este 13 mm. Fie că folosim un vinclu, o ruletă sau un șubler electronic. A doua variantă de executare a găurilor de balama pentru viitoarele tale uși este aceea în care folosim acest șablon din imagine. Pe canalul meu de YouTube găsești un tutorial în care arăt pas cu pas cum se face acest șablon. Iar acum sunt atent să potrivesc șablonul lipit de ambele muchii ale frontului. Și apelăm la armamentul din dotare. Și cu aceleași ustensile, ca în varianta numărul 1, pătrund în material puțin câte puțin. A treia modalitate prin care fac găuri de balamale este aceea când mă folosesc de mașina de găurit verticală tip coloană. Nu este o mașină foarte scumpă, am reglat-o astfel încât să penetrez materialul fix 13 mm și nu mai mult pe adâncime. De asemenea, am confecționat un suport care să mă ajute să efectuez găurile cu o mai mare ușurință. Dacă aș fi avut uși de dimensiuni mai mari,
avem în imagine un grafic care ne indică numărul de balamale necesare în funcție de înălțimea ușii. Avem o armată de balamale, un set aproape complet cu cele mai folosite balamale în industria producătoare de mobilier. Da? Primele pe listă, balamalele aplicate și cele mai folosite, aici în imagine, primele 4 balamale. Cel mai simplu mod de a le diferenția este acela în care ne uităm la această zonă a balamalei, unde ele diferă în funcție de denumirea și de utilizarea acestora. Următoarele pe listă sunt balamalele semi-aplicate. Observăm în zona aceasta este un pic semicurbată față de balamaua aplicată. Da? Acestea sunt balamalele semi-aplicate, după care urmează balamalele îngropate sau încadrate, acestea din imagine. Observăm că această cocoașă și mai mare decât în cazul balamalelor semi-aplicate. Aceasta din imagine este balamaua cu lezenă, da? La fel destul de utilizată, cel puțin de către mine, în proiectele mele de mobilă. Și mai avem balamaua cu deschidere de 170 de grade, aceasta din imagine, cu o formă un pic mai ciudată, imposibil de confundat. Da? Sub această formă o găsim și atunci când avem nevoie de o balama cu deschidere la 155 de grade. Deci 155 sau 170, aceasta din imagine este, avem balama cu lezenă, reamintesc, îngropate, încadrate, semi-aplicate și aplicate. Aplicate, cele mai folosite. Acum că prezentările au fost făcute, haideți să vedem cum se montează balamalele pe uși în cel mai simplu și eficient mod. Clar, holșuruburi de 3,5x16 pentru această operațiune. Folosim bormașina cu prelungitor și PZ2 ca și bit. O setăm neapărat pe viteza cu numărul 1, dacă aceasta are două viteze. Și obligatoriu pe treaptă inferioară, deoarece un alt secret al unui mobilier trainic și durabil este acela că holșuruburile sunt înfiletate atât cât este nevoie. Nu sunt date peste cap, cum se spune în limbajul nostru al mobiliștilor. Deci, șuruburile sunt obligatoriu a se înfileta doar cât este nevoie. Astfel, în cazul de față, nu se vor mai smulge balamalele din holșuruburi, nu vor mai pica ușile. Mergem mai departe cu frumosul tutorial și am ajuns la capitolul în care vom prinde ușile de corpurile de mobilier. Le vom pune la locurile lor finale. Și în cazul acesta sunt două posibilități, să le spunem așa, de fixare a ușilor pe corpurile de mobilier. În ambele dintre ele voi trasa la cota de 37 de mm cu vincul și creionul pe laturile unde vor veni prinse balamalele. Aceste trasaje le putem efectua și în momentul asamblării corpului pe bancul de lucru. Așezăm ușa la locul potrivit, lăsând lufturile de rigoare stânga-dreapta și folosim holșuruburi de 4x18 sau 3,5x18.
și înfilătăm aceste holșuruburi fix pe linia trasată la 37 de mm. Bineînțeles, ținând cont și de data aceasta, scabor mașina să fie setată corect. Așa vom face și în contextul în care corpurile sunt deja montate. Așezăm ușa în poziția ideală, astfel încât să ne rămână lufturile, distanțele din proiectare și înfiletăm horșurile fix pe linia trasată, așa cum am mai spus, la 37 de mm. Și acum, ca tips and tricks, dacă sunteți în situația de față în care avem de montat o ușă sau mai multe la masca de ghiuvetă, după cum știi, masca de ghiuvetă are în partea superioară o legătură verticală, ca cea din imagine, care se recomandă a fi de 100 de mm, avem grijă, suntem atenți unde trasăm și găurim această balama din partea superioară a ușii. Dacă o dăm tot la 100 de mm, va intra peste legătură, de unde vor rezulta o serie de probleme. Deci suntem atenți când trasăm balamalele pentru masca de ghiuvetă să poziționăm balamaua de sus la 150 de mm. De asemenea, dacă aveți o uși mai înalte și avem nevoie de 3 sau mai multe balamale, suntem atenți unde poziționăm balamalele din mijloc. La fel, să nu pice pe direcția rafturilor sau a polițelor, da? Vă vorbește cineva din cicatrici, am stricat câteva uși la viața mea de-a lungul carierei din cauza acestui detaliu. Acum, din categoria reglajul balamalelor, îți reamintesc că pe canalul meu de YouTube vei găsi un tutorial în care explic pas cu pas în amânând cum se face reglajul acestor balamale și pe care te invit să îl vizionezi. Dansând printre informațiile din lumea balamalelor, metaforii vorbind, haideți să vorbim și despre utilitatea acestora. Prima pe listă, balamaua aplicată se folosește în momentul când ușa acoperă întreaga grosime a peretelui, a dulapului, cele mai utilizate, așa cum am spus, balamaua aplicată. Vi-o amintiți din prezentarea anterioară, ușa se închide, iar peretele lateral este acoperit în întregime. Mergem mai departe, balamaua semi-aplicată o folosim atunci când pe o singură grosime de material avem de implementat, de montat două uși. Ca în cazul de față, observăm că avem o singură grosime de pal, o singură grosime de material și pe aceasta avem implementat, montat două uși. O pereche formată din două uși. Repet, aceasta este balamaua semi-aplicată. Mai departe, balamalele îngropate sau încadrate, aici în imagine, când ușa este încadrată într-o ramă aparținând corpului de mobilier. Da? Observăm corpul de mobilier, o ramă de jur împrejur și ușa la interior. Da? Avem și aici o carte, manualul tâmplarului. Chiar dacă am 20 de ani experiență, îmi place să mă autoeduc. Următoarea pe listă, balamaua cu lezenă. Aceasta o utilizez atunci când între ușă și panoul de care se prinde există un unghi de 180 de grade. După cum se vede și în imagini, acesta este un corp de colț și aceasta se potrivește de minune în această situație. Haideți să vedem și utilitatea balamalei cu deschidere la 170 de grade, da? Suntem în situația în care deschidem ușa și vreau să am mai mult spațiu între bancul de lucru și corpul de depozitare. Și în loc să se deschidă la 110 grade, că se deschide o balama clasică, normală, aceasta îmi permite să deschid ușa mult mai mult, așa cum îi spune și numele, la 170 de grade, astfel încât să fiu destul de confortabil să trec prin acest culoar. Da? Deci balama la 170 de grade. Thank you.
Dragilor, așa cum am promis la începutul acestui tutorial, ți-am arătat în cel mai explicativ mod cu putință cum să obții aceste găuri de balama, dar și cum să le implementezi, cum să le montezi, atât pe ușă cât și pe corpurile de mobilier. Pe lângă asta, ai o grămadă de alte informații din această lume minunată a obiectelor de mobilier. Eu sunt Constantin Barbu, dacă ți-a plăcut, lasă și tu un like, un comentariu, un subscribe, ai chiar și un buton de mulțumesc. Până data viitoare, îți urez spor în toate. Următoarele pe listă sunt balamalele semi-aplicate. Observăm deja aici o chestie, cum se numea doamne asta?